Handy Sector explică ce este de fapt sexting. Acesta este Tom. Tom este de câteva săptămâni împreună cu Lisa. Noaptea trecută au dormit împreună pentru prima dată. Prima lor noapte împreună au documentat-o cu camera smartphone. Mândru, Tom trimite imaginea celui mai bun prieten al lui Johannes. Pentru aceasta, el folosește o aplicație specială pe care imaginea este afișată doar câteva secunde, după care se șterge. Johannes se bucură pentru Tom, dar el vrea să păstreze imaginea intimă. Înainte de a dispărea imaginea, el face în secret o captură de ecran. Astfel, imaginea este păstrată chiar și după sfârșitul numărătoarei pe smartphone-ul său. John trimite imaginea imediat mai departe lui Pau și Lie, care sunt de asemenea prieten cu Tom. În cele din urmă, trebuie să afle și ei despre Marea Noapte. A doua zi la școală ceva este amuzant. Elevii cu care Tom nu a vorbit niciodată strigă după el. Du-te, Tom, du-te! Lisa fuge nervoasă la el și le ia la întrebări. Pentru că imaginea n-a ajuns numai la Pavel și Lie, cei doi au transmis și ei mai departe poza. Și așa peste noapte, aproape fiecare elev de la școala lui Tom a obținut imaginea. Cineva a postat imaginea chiar și pe Facebook. Tom și Lisa sunt acum în lumina reflectoarelor și nu le place acest lucru. Și din moment ce Tom a trimis imaginea fără a o întreba pe Lisa, ea este mega nervoasă și, bineînțeles, nu mai vrea să aibă nimic de a face cu el. După școală, Tom este total epuizat. De-a lungul zilei, el se întreabă cu ce a greșit. El a fost atât de sigur că imaginea s-a autodistrus după câteva secunde. Dar acum știe că nu poți fi niciodată sigur dacă imaginea a fost într-adevăr ștearsă definitiv. Fiecare receptor poate face o captură de ecran pentru a se salva imaginea la fel de durabil. Așa a făcut Johannes și astfel a abuzat de încrederea lui Tom și a distrus prietenia. De asemenea, Tom este supărat pe el însuși. De ce a făcut o astfel de imagine intimă cu el și Lisa? În cele din urmă nu s-ar fi întâmplat toate acestea fără această fotografie. Între timp, Tom și-a cerut scuze de la Lisa. El speră ca ea să-l ierte și să se împace. În viitor, în niciun caz, el nu va mai face fotografii intime. În loc de a înregistra totul, el preferă să se bucure de moment. Iar aceste amintiri sunt în orice caz private și nu pot fi vizualizate de nimeni.